Salut! Bine v-am găsit la a patra ediție Liqua Challenge. Eu sunt Minoru, după cum în continuare sper că nu v-ați plictisit de mine. Astăzi vom vorbi despre alte trei arome Liqua, după cum și spune seria. Pe partea de tutun o să vorbim de Cuban Cigar. A doua aromă despre care vreau să vorbim este cea de coffee. Iar cea de-a treia aromă, ca să mai îndulcim puțin simțurile, m-am gândit să fie orange. Care să începem? Hai să începem cu un coffee. Să citim descrierea. Combinația perfectă între cafea italiană măcinată cu o notă de caramel și nuci care lasă un aftertaste foarte plăcut. Dacă ar fi așa de bună, cred că aș renunța la cafeaua de dimineață. Oare? Ia să vedem. Pentru cafea am să folosesc predator. Undeva pe la 50 de wați. Asta clar e o aromă de metele. Am văzut că lumea vapează cafea foarte mult pe metele, dar după cum am spus, trăiască buheala. Hai să vedem ce gust are. Se simte că bea o prăjită. Ceea ce pentru mine e un avantaj, nu e neapărat ceva... Da, mă enervează cum se vede umbra asta. Ia să întoarcem și eu că asta e invers. Așa. Acum mai bine. Se simte aroma de cafea prăjită. Se simte și caramelul, dar vreau să fiu sigur. Chiar are o aromă bună. Și elabul ăsta, cu toate că nu prea sunt eu un mare fan al lui, după cum veți vedea în review de sâmbătă, pe cafea este singurul flavor care îmi place cum dă până acum. Per total, o aromă bună completă, umple gura de rostiness, nu știu cum să-i zic, mirosul ăla de cafea dimineața când râșnești. E o aromă bună. O să-i dea nota 8. Dacă tot am vapat cafea, cred că Cuban Cigarul ăsta o să fie următorul pe listă. Ca descriere, aromă fină cu un final dulce ce oferă gustul distinct al unui tabac cubanez. Abonează. Hai să vedem. L-am pus pe G320. L-am pus foarte mult în tank. Unii s-ar putea să observe chestia asta. Vapând atâtea flavor-uri pe zi, vă dați seama că nu pot să vapez câte 10 ml în fiecare când am 8 ori asta. Hai să vedem ce gust are. E puțin mai greu cu tutunasele astea la mine, ok. Turkish-ul avea miere, mi-a plăcut. American Blend-ul avea așa niște spice-uri, mi-a plăcut. Dar când vine vorba de Cuban-ul ăsta, se simte foarte intens aroma de tutun. Pentru că până la urmă, un trabuc, și în viața de zi cu zi, dacă ați pufăit din el pentru că nu prea se trage în piept, ați observa exact lucrul ăsta, că are o aromă predominantă de tabac. Și aftertaste-ul pe care îl lasă este tot de tabac. Are o notă puțin dulceagă, dar nimic exagerat. Pe mine, unul personal, nu mă dă pe spate, nu sunt fan al trabucurilor, în general. Toate că lumea le mai confundă tancurile astea mari așa. Și din acest punct de vedere, cred că o să-i dau nota 6 acestei arome Cuban Cigar. Pare rău, Cuban Cigar. Acum am ajuns la o aromă care cred că o să vă placă foarte mult. Portocală. Portocală.
Descrierea, hai să vedem cum descrie licoa portocală. Asta cred că o să ne amuzăm foarte tare. Acest vape combină notele dulci ale mandarinelor. Păune, mandarine, cu aromă de portocală. Ale mandarinelor și portocalelor într-un refreshing blend de dulce amărui. Știu că nu mai ai voie să dai o denumire exactă conform TPD-ului, trebuie să zici chestie care se atârnă din copac galbenă, care miroase frumos, nu prea mai poți să spui portocală, dar nu mă așteptam să văd în această descriere trecută prima mandarină. Haideți să vedem. Bă, e foarte, foarte, foarte bun. Ce nu prea mi-a plăcut mie mărul ăla de ieri și ananasul a fost cam mie. Bă, dar portocalele astea, frate, nu știu dacă puteți să mă luați în serios cu fața asta și cu șapca întoarsă, vezi? Dar lichidul ăsta e genial. Poate mi s-a părut mie, să mai încercăm o dată. Doamne, și pe buze ce-ți lasă. Un lichid bun e lichidul ăla care te face să vrei să închizi cât mai repede această cameră, să ieși afară, să vapezi. Este foarte bun. Deci, într-adevăr, nu este o portocală pură. Dă puțin spre mandarină, dar merită. Vreau să vă spun că a devenit lichidul meu preferat fructat. Deci, nota 9. Acestea au fost lichidele. Eu am fost Minoru, voi v-ați uitat la Rovape, Liqua Challenge și ne vedem mâine!